A venit toamna, acoperăm inima cu ceva, dar a venit și școala. Bună tuturor! Astăzi fac acel vlog despre care am mai povestit pe Instagram, top cărți pe care le-aș introduce în programa școlară. Am ales cărți pentru adolescenți în principiu, mi s-a părut un pic mai facil să merg pe zona aceasta și cărți pe care eu chiar le-aș recomanda și dacă aș avea așa o putere de decizie, le-aș introduce în școli. Vă spun imediat care sunt acestea și de ce aș introduce fiecare carte în parte. Înainte de toate, vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum și click pe clopoțelul de notificări pentru a vedea următoarele vloguri de marți și de vineri atunci când postez. Înainte de toate, trebuie să vă spun că aceste recomandări au fost alese împreună cu prietenul meu din Craiova, Viorel Stănescu, despre care probabil vă amintiți vlogul Un veac de singurătate, dacă nu găsiți acel vlog pe canalul meu de YouTube. Haideți să vedem. Prima carte cu care aș merge a fost aceasta, sau este aceasta, Pânza de păianjen în acelei Serghii. Cela Serghii face parte dintre autorii români pe care eu îi recomand și pe care i-aș introduce în programa școlară în perioada liceului. Pentru că nu este o carte nici foarte grea, nu este nici de grădiniță, dar este o carte pentru adolescenți. Este o carte cu iubire adolescentină. Acțiunea știți că se petrece și în București și în Mangalia. Mulți dintre tineri pleacă la mare. Dar haideți mai bine să vedeți vlogul, pentru că acolo am povestit mai multe. Acum vă zic doar așa în linii mari, astfel încât să nu ne întindem foarte mult. Prima recomandare, prima carte pe care aș introduce în programa școlară este Pânza de păianjen a celei Serghii. Găsiți vlogul pe canalul meu de YouTube și las în descriere linkul. A doua carte din listă este 12 reguli de viață, de Peterson, o carte despre care cred că mi-a zis cineva pe Tinder, dacă nu greșești, dacă ați văzut acel vlog. Este o carte pe care eu încă nu am citit-o, însă Vio o recomandă și spune că ar introduce-o în programa școlară, deoarece este perioada în care poți asimila foarte repede sfaturi. Titlul este atrăgător, 12 reguli de viață, cred că mi-ar prinde bine și mie, chiar dacă nu mai sunt în perioada adolescenței, așadar aceasta este a doua carte pe care am introduce-o noi în programa școlară. Și am să vă povestesc, sigur, la vremea respectivă, după ce am să citesc, probabil am să vin și cu o recenzie aici. A treia carte pe care aș introduce-o și se află pe lista mea este vorba despre De Veghean la anul de secară, o carte care este deja obligatoriu în școlile americane, o carte care i-am făcut recenzia, găsiți tot pe canalul meu de YouTube, dacă nu, las eu linkul în descriere. De Veghean la anul de secară a lui J.D. Salinger este o carte care mi-a plăcut foarte mult și am spus în acel vlog și de ce aș introduce-o sau nu neapărat în programul școlar atunci, dar de ce o recomand adolescenților. Nu este neapărat o carte depresivă așa cum am auzit, mai degrabă pot spune că depresivă ar fi Împăratul Muștelor, de exemplu, care și aceea este în programul școlar obligatorie din școlile americane, dar pe care eu n-am ales-o în această listă, mai degrabă merg pe aceasta lui Salinger decât pe aceea care e atât de tristă și de, nu știu, v-am mai zis de fapt că eu nu sunt cu distopiile și cred că am povestit atunci, sau nu i-am făcut încă vlogul la Împăratul Muștelor, o să-l fac atunci, o să verific dacă am făcut sau nu. Deci aceasta este următoarea mea recomandare și carte care se află pe listă. Vedeți vlogul cu mai multe detalii. Călătorile lui Gulliver, spune Vio, este una dintre acele cărți care ar trebui introdusă în programa școlară. Este una pe care eu nu am citit-o, deci nu pot vorbi, sau ceea ce spun acum nu este din spusele mele sau din ceea ce eu cunosc, ci din cele spuse și aflate de el, descoperite atunci când a citit acea carte. Călătorile lui Gulliver, spune Vio, este o carte pe care trebuie să o citești pentru că te ajută să vezi bucuria aceasta de a descoperi alte lumi, alte mentalități și să afli la final că de fapt erai mult mai ești mult mai primitiv decât te credeai. Ultima țară în care ajunge Gulliver este guvernată de cai. Destul de interesantă, am pus-o deja pe listă. Chiar dacă nu mai sunt adolescentă, nu este târziu, oricând știți că putem citi o carte dacă ne-a scăpat într-o anumită perioadă sau la o anumită vârstă. Unul dintre sentimentele care am impresia că lipsește tinerilor este acela de empatie. De aceea recomand Oscar și Tanti Roz în perioada liceului, în perioada în care ești adolescent și îți dezvolți altfel anumite sentimente. Cred că dacă ai întâlni un Oscar în viața ta, ai suferi și ai încerca să ajuți la fel de mult cum suferi citind această carte. De aceea este una dintre cărțile pe care eu personal aș introduce-o în programa școlară.
Și mergem mai departe tot cu o carte din zona de dezvoltare personală, cum am spus și mai devreme despre 12 reguli de viață, este vorba despre How to Win Friends and Influence People, o carte pe care atât eu cât și Viorel am recomandat-o, încă nu am terminat-o de citit, recunosc, dar pentru că am înțeles deja ideea, spun că este una dintre acele cărți pe care trebuie să o citești în acea perioadă în care abia pleci în lume, abia pășești în lume și ți-e mult mai ușor să înțelegi lucrurile, ai foarte multe întrebări, s-ar putea să-ți găsești răspunsuri în această carte. Uitați cum spune și Warren Buffett că Carnegie a schimbat viața. He changed my life. Frankenstein este o carte ce face parte din literatura gotică și recomandată la liceu, spune tot Vio, eu nu am citit-o nici pe aceasta, Frankenstein care este în căutarea tatălui său, la fel cum omul îl caută pe Dumnezeu. O carte din care ai putea să înțelegi foarte multe lucruri, după cum spune amicul meu, pentru că te poate ajuta să înțelegi mai bine lumea. Ne naștem cu sentimente atât de pure și simțim pe parcurs așa că cei din jurul nostru ne înrăiesc pe zi ce trece. Și s-ar putea ca această carte să ne ajute să înțelegem altfel lucrurile. O altă carte pe care am pus-o în această listă este Flori pentru Algernon, tot datorită sensibilității, emoției, sentimentului acela de empatie pe care le poți găsi în această carte și care te pot ajuta și în viața de zi cu zi. Poate este o carte un pic prea tristă pentru un adolescent, însă mi se pare că sunt atât de dezvoltați adolescenții de astăzi, copiii de astăzi, cu totul, față de generațiile anterioare, încât nu cred că va fi prea mare suferința de dus dintr-o carte, astfel încât să nu poată trece peste și să nu înțeleagă, de fapt, partea bună sau ce trebuie, de fapt, să ia din această carte. Vedeți blogul pe canalul meu de YouTube, îl recomand și recomand această carte. La Fight Club nu am văzut decât filmul, n-am apucat încă să citesc cartea, însă pentru că știu despre ce este vorba, aș introduce această carte în programa școlară, în lecturile obligatorii. De acord cu mine este și Viorel. De ce spunem treaba asta? Pentru că atunci la adolescență, când toată lumea ți se pare groaznică și simți că ești total neînțeles și nimeni nu ți acordă niciun fel de sprijin și de înțelegere și de susținere, atunci e momentul probabil să citești această carte și s-ar putea să te regăsești și să găsești niște răspunsuri la întrebările tale despre lume în general. Arată-te puternic când ești slab și slab când ești puternic. Sun Tzu, Coarda războiului, o carte, zicem noi, eu și eu, că am recomandat-o și am introduce în programa școlară, pentru că ar fi foarte bună în domeniul de business și ai putea învăța foarte multe lucruri când să atași, când să te retragi pe viitor, când vei alege o anumită meserie sau un anumit job sau, de ce nu, propria ta afacere. Ești încă tânăr, probabil te gândești dacă ești aici și ai vârsta de 17-18 ani, spui ce îmi trebuie mie treaba asta. Da, dar este momentul în care termini liceul, te duci la facultate și te gândești ce urmează să faci pe viitor. S-ar putea ca în această carte să regăsești foarte multe lucruri care să te ajute pe viitor. Și închei cu o ultimă carte. Este vorba despre Principele lui Machiavelli, carte pe care o am de multă vreme pe listă, dar pe care n-am putut încă, nici nu am în biblioteca mea, deci nu este chiar în viitorul apropiat de citit, dar pentru că am discutat cu Viorel și spune că el ar introduce-o în programa școlară, în cărțile obligatorii, pentru că are niște principii foarte sănătoase de viață, e bine, mi-am propus să iau cât de curând cartea asta și să o citesc cât mai repede, să nu o mai las, să nu o mai am în niciun moment. Se pare că vei găsi în această carte înclinația de a face ce e necesar pentru binele comun. Chiar dacă prin alte sau prin multe alte mijloace, prin orice mijloace, fiind viclean, activ și puternic. De aceea această carte intră în lista de astăzi cu top 11 cărți de introdus sau pe care le-am introduce în programa școlară. Mulțumesc că ați rămas până la final. Dacă v-a plăcut acest vlog, vă invit să vă abonați, să dați click pe clopoțelul de notificări pentru următoarele vloguri și vă aștept cu un comentariu în care ați spune o carte pe care voi ați introduce-o în programa școlară și de ce acea carte. Mulțumesc tare mult, vă pup și vă doresc spor la citit și în tot ceea ce faceți.